110, 120, habar n-am. Ridicați mâna, da? Să strigați, 105, habar n-am, nu știu cum se face o licitație. Dar veniți puțin mai în față, da, hai să ne înțelegem. Tu n-ai cum să licitezi pentru banii lui mama, pentru că nu ți-ai tăi. Îți dai seama ce se întâmplă când ajungi acasă. Ok, se acordă lui ăsta micul pentru 80 de milioane, aproape. Bravo, tăi, ți-am zis. Haideți mai aproape, haideți mai aproape. Bun, întrebare de 100 de puncte. Ei, nu. Dacă nu, că dau afară cu forțele de ordine, fii atent. Stai că să... Ce, cum? Ce să explic? A, mă, că e simplu. Dă-mi un bani. 220. 250? A, 250 odată? Mai... O, 250. Mergem mai departe. 200... 200... Da. Cine oferă 200? Da. 270. Hai să vedem. 270? 270. 280? 90? 300 acolo. Oferă cineva mai mult? 310. Oferă cineva mai mult? 350. Ho! Oferă cineva mai mult de 350? 350 odată. A? Așa se zice, nu? 350 de dolari! 400! Cine ridică mâna? Băi, da, băi, să nu faceți la mișto, vă rog eu frumos. 400, știi Roxina. Deci dacă ne dai țeapă, o trimit pe Roxina să-ți râdă jumătate de oră la ușă. Tată, na. 400. Oferă cineva mai mult de 400? 450? Și John? 5! John de la trupă oferă 5 milioane. 500 de ron, nu? Așa bine. 500 de ron. John! Bun! Avem 500 de ron pentru tabloul cu Guns N' Roses din discuri sparte, făcute de artistul, cum îl cheamă, că uite? Alin Zăgran. Alin Zăgran, da. Deci? Păi da, păi trebuie să fii cu mai mult, băi, nebunule. Dacă omul de tu ai spus 5, omul 5, 50, tu? Zicem, de bani? La cât? La 6? 6! Avem o dată la John 6! 6 milioane, 600 de ron, nu? Așa bine. Oferă cineva mai mult? Mă scuzați că sunt indiscret, dar trebuie să întreb. Apropo, toți bănuții care se strâng merg către copiii ăștia care au mare nevoie. Dacă s-a mai gândit cineva, mergem mai sus, deci avem acolo 6 milioane la John, da? Oferă cineva mai mult? Mă duc pe bancă. 600 odată. 650. 650 aici, opa! Am grijă. Roxinel, îmi promis dacă o să mă duc cu roțile sus, să nu mă râzi, da? Ok. 650 acolo, da? Mai avem? 800. Băi, ești nebun. 800, avem la bikerul de acolo. Băi, 800! Omul e hotărât, adică ce să mai e? Omul chiar vrea să aștept. Chiar vreau să asculte trupa, semne. Bun, 800 acolo. Oferă cineva mai mult? No. Hai, bă! Îi striga Feng Shui-ul. 900 de ron avem aici în stânga. Zi-mi cum te cheamă. Tudor! Tudor! La Tudor avem 900 de ron până în momentul de față. Felicitări! Mulțumim mult de tot! În primul rând că ai venit, felicitări pentru că ai pus mâna pe tabloul ăsta. Dacă vrei să ne transmiți ceva, îl rog. Vă mulțumesc mult și, sincer, suntem cu toți aici pentru cei mici. Așa că, de ce să ne sfim? Haideți să ne distrăm și haideți să donăm! Mulțumesc tuturor pe tabloul omului, e legătura cu Roxinel, da? Și stabiliți ce și cum. Acolo ai un oponent foarte, foarte hotărât. 1000 zice de John de la Târgoviște. 1100? Dar gândiți-vă că e pentru copii odată și de două ori, gândiți-vă că acest tablou poate sta în livingul vostru. Că era două și el, acum mai are. Își bea clăzirea în seara asta, el licitează el, de-aia. Cât ați spune? 1500. John nu-i de la copii banii aia, sau ce? Cum? John nu
giuntă banii la copii? Ba da, ba da, giuntă banii la copii. După ce i-a furat de la niște copii serviciul. Stai niște. Știm toată povestea. Bun, avem o dată la gen 1500. 1500 de două ori la gen. Mai oferă cineva mai mult? John a judecat, tată! Aplauze pentru domnul John! De la Tuco, el a fost mâna pe tablouă. Și mândră ca o stea. Bă, ce-o mai juca? Lai, la, lai, la, la, lai. Și ce-o mai cânta? Lai, la, lai, la, la, lai. Ce-o mai rupe la obici? Ce-o face drog atunci? Dar nu ne vom opri până în zori de gagrâna când bunui la-la. Iar răna și ei roa zorilor și florile de tei. Bă, ce-o mai juca? Lai, la, lai, la, la, lai. Și ce-o